contract, pentru că avem un contract între părți în modul de coație. Noi nu mai putem să-i spunem, să-i schimbăm contractul. Ceea ce vreau să vă aduc aminte este că orice redevență de genul ăsta se negocia, într-adevăr, în comisiile 2 și 3, în acea comisie care de 2 și 3, care renegociau redevențele în momentul în care se schimba concesionarul. Plecând de la garaje și terminând cu orice alte concesiuni care erau în municipiul Botoșani. Deci, ce ne-a cerut? Ne-a cerut să ne plătească mai mult pe 70 de metri pătrați. Iar noi venim pe un contract încheiat, contract între părți, și spunem nu, de acum plătești mai mult pe toată suprafața. Dar hotărârea de Consiliu este din iulie 2007. Iulie 2007. Că am încheiat contractul abia în martie 2008, asta este cu totul altceva. Atunci a venit la semnat contract.